Ok, este 11 și 24 de minute. Am ajuns și la extragerea propriu-zisă. Pentru cei care au deschis radioul mai târziu, vă spun doar că cei dintre voi care ați fost pe la Carmangeria, la Fix, în metalurgie sau în Galata, după caz, ați completat talonul aferent după ce ați făcut cumpărăturile. Aveți o grămadă de bunătăți acolo preparate din carne. Deci unul dintre voi va avea onoarea să pregătească masa de Crăciun cu un porc moca. Da, de Carmangeria la Fix și Viva FM Iași. Mai am și două premii pe care le extrag chiar acum. Premiul al treilea, în valoare de 200 de lei. Să desfacem frumos acest paralelipiped transparent. Lucas, mai aproape. Așa. Nu mă uit. Ia să vedem cine este câștigătorul premiului al treilea. Nica Ioana MZ. Asta nu mai zic. Ok, felicitări. Ați câștigat 200 de lei de la Carmangeria la Fix. Uhu, trecem la premiul al doilea. Simion Adriana, premiul al doilea, 300 de lei de la Carmangeria la Fix. E, și acum a venit momentul cel mare. Un porc. Ia să vedem. Hai și da. Hai să vedem. Așa, mai. Deci, ăsta este cartonașul câștigător, talonul câștigător, Toma Maria. Iată, avem și număr de telefon, încerc să-l formez, să intru în direct cu doamna sau domnișoara Maria. Așa. Așa. Ok. Sun, să vedem dacă răspunde. Haideți, doamna Maria, că sunteți norocoasă. Da. Să rămână, doamnă, scuzați-mă că vă deranjez. De la Viva FM sunt. Ascultați Viva FM? Nu. E, este un post, este un post nou în oraș. Vă invit să dați radioul pe 105 și o să vedeți de ce. Întrebarea mea este următoarea. Sunteți în direct acum, apropo. Ați fost pe la Carmangeria la Fix în ultimul timp? Da, la carne m-ați întrebat. La Carmangerie, doamnă. Da, dacă ați fost la carne, da. Ați cumpărat ceva? Da, carne de curcan am cumpărat, că noi suntem destul de învârstări cu diferite boli. Uh-huh. Și nu mâncăm porc, nu mâncăm mezi. Am înțeles, dar cineva în familie la dumneavoastră mănâncă, bănuiesc, carne. Știți de ce vă întreb asta? Pentru că numele dumneavoastră este pe un talon pe care l-am extras eu chiar acum și știți care de este... De unde am luat carne. Așa, unde stați, mai exact? Eu stau în Ciurci. Așa. În deal de la magazin. Am înțeles, bine. Și ați completat un talon acolo, da? Știți ce ați câștigat? Puneți, că mă bucur. Da, și eu mă bucur. Sper să aveți sărbători fericite și dumneavoastră și familia dumneavoastră. Ați câștigat, doamnă, un porc, nici mai mult, nici mai puțin decât nu un porc. Nu mai spuneți. Doamne, cum se poate asta? Uitați, sunteți norocoasă, mă bucur că sunteți fericite de sărbători și eu un porc... Da, eu am copii, nu vă puteți da seama că în situația am copii care, mă rog, cum mai se toate mai bun și mai rea. Cu atât mai mult, doamnă, mă bucur tare mult pentru dumneavoastră, să știți că e un porc zdravă, în așa, știți? Da. Vai, am început să tremur, nu mai, îmi fac o bucurie la copiii mei. Acum, nu că n-aș ști, dar ce faceți, doamnă, cu porcul? Da, eu am 4 copii. A, îl împărțiți. Toți sunt căsătoriți, am nepoți. Vă dați seama ce înseamnă asta. Cred că în viața mea
n-am avut așa emoții nici când m-am măritat, cred. Am înțeles, doamnă. Da, păi ce să zic, felicitări încă o dată. Mulțumesc. Felicitări încă o dată. Cum ajungă? Cum ajungeți? Da, stați liniștită, da, că vă sună cineva de la noi de aici, de la redacție, vă mai sună încă o dată, știți? Și da, o să vă ia datele și o să vedeți cum intrați în posesia marelui nostru, da, premiu, porcul ăsta. Eu atunci am cumpărat carne de porc pentru cu copii și pentru noi curcan. Eu am bonurile că am luat și curcan de acolo din magazin. Foarte bine, doamnă. Mulțumim tare mult. Marele câștigător este o doamnă din Iași care a făcut cumpărături la Carmangeria la Fix. Mulțumim. Doamne. Țineți radioul pe 105, doamnă, și ascultați muzica de sezon cea mai frumoasă aici la Viva, la Viva FM, da? 105, vai, rețineți. Mulțumesc, da. Sărâna, numai bine. Continuăm. Bună, mulțumesc. Sărâna, sărbători fericite. Avem și un deținător mulțumesc de porc. La e cazul să o luăm la pas.